Bună seara, bine v-am găsit la 24 într-o oră, aici unde facem sinteza celor mai importante informații ale zilei. Turul al doilea pentru Cotroceni a și început, chiar dacă neoficial. Cei doi aspiranți la fotoliul de președinte s-au atacat, ca de obicei, prin intermediul presei. În timp ce Victor Ponta spune despre contracandidatul său că nu este un om politic, Klaus Iohannis îi reproșează liderului PSD că acceptă susținerea lui Corneliu Vadim Tudor. Toți cei pe care i-ați văzut, hidoși, în sediul USL. I-ați văzut azi, alaltăieri seară, acolo în jurul lui Iohannis, în jurul lucrului pe care ei l-au făcut, că domnul Iohannis e un lucru, nu e un om politic. Nu vreau să primim din nou ordine din afara țării, de la PPE și de la alți indivizi care și-au bătut joc de România și în 2012, cum să trăim în România. Le mulțumim. Dar știm singuri cum este mai bine pentru România și ordinele lor și disprețul pe care l-au față de români este un lucru pe care nu-l vom mai accepta. Se încadrează pe campania de calomnie și de defăimare pe care a făcut-o PSD-ul în ultimele două luni. Este o jignire de neacceptat această afirmație a domnului Ponta, care îl descalifică și care arată modul în care de fapt îi disprețuiește Victor Ponta pe toți românii. Klaus Iohannis este român. Domnul candidat Ponta pare puțin disperat așa în aparițiile publice. Domnia sa jignește și face alianțe politice. Acum, abia acum am înțeles ce înseamnă pentru domnul Ponta marea unire. Unirea PSD-ului cu PRM. În această seară, invitat la 24 într-o oră, consultantul politic Radu Magdin. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru prezență. Atacuri așadar, își fac calcule, au început strategiile sau doar într-o singură tabără, pentru că în cealaltă încă nu suntem foarte siguri? Cred că în ambele tabere se fac evaluări. Sigur, o tabără are justificat în acest moment o mai mare siguranță pe sine decât cealaltă și cred că tabăra domnului Iohannis este extrem de motivată să arate că poate opune unui președinte care unește domnul Ponta, un președinte care uimește eventual și care reușește să arate că poate recupera o distanță relativ mare. Care uimește? Credeți că ne va uimi? Ar fi bine pentru dumnealui să ne uimească, pentru că altfel este foarte greu să recupereze un asemenea procentaj. Sigur că nu se pornește în turul 2 automat de la 40 la 30 și de acolo doar se adaugă categoric, trecem printr-un proces nou de vot, însă marile blocuri rămân cam aceleași. Și să ne așteptăm în continuare să vedem o schimbare de tactică, de atitudine, de comportament, de limbaj, poate, din partea candidatului Klaus Iohannis, are totuși 10% de recuperat. Are teoretic 10% de recuperat, de fapt pentru a câștiga are nevoie de 51%, da. Ceea ce înseamnă că are chiar mai mult de atât. Și dacă este să ne uităm la cam cum sunt răsfirate ceante procente după turul întâi și diferiții candidați care rând pe rând vin și își declară susținerea pentru Victor Ponta, va trebui să aibă o campanie din punctul meu de vedere mult mai emoțională. Pentru că din punctul meu de vedere lucru bine făcut, acest element, acest joc pe stereotipia germană. Și acest element apel la rațiune, părea mea că își atinge limitele și nu va putea să-l aducă până la 51% fără un element mai puternic emoțional. Iar candidatul Victor Ponta, din punctul dumneavoastră de vedere, în momentul de față, face bine ce face? Face bine, e important să nu greșească, din punctul meu de vedere. Și-a asociat deja imaginea cu a unui viitor premier, chiar dacă a lansat trei variante. Călin Popescu, Tăricianu, George Maior și Florin Georgescu a spus că varianta pe care domnia sa o preferă este Călin Popescu, Tăricianu. O rețetă de succes? Cred că PSD-ul, în primul rând, ca să privim un pic mai macro aceste mișcări, cred că PSD-ul a învățat niște lecții strategice din 2004 și din 2009 și a învățat că nu mai trebuie să mai fie pe defensivă. În momentul de față, în jocul de șac, PSD-ul a fost cel care a mutat. A mutat și cu dezbaterile, oferind 4 dezbateri, a mutat în momentul de față și cu mișcarea cu premierul și automat, din această perspectivă, Klaus Iohannis este în momentul de față pe defensivă. El trebuie să reacționeze la agenda și la un prim pas setat de către tabăra cealaltă. Ce înseamnă acest lucru?
că Victor Ponta face primii pași, el a fost cel care a lansat primul ideea de dezbatere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, Victor Ponta își va conserva o mare parte din avantaj față de Klaus Iohannis, chiar și după redistribuire și chiar dacă și filozofia unui al doilea tur merge foarte mult pe polarizare, pe o bătălie epică, se presupune, între bine și rău. Am văzut în campania antenoare 2004-2009 un element extrem de mare de tensiune. Aveai sentimentul, dacă te uitai la televizor, că parcă se salvează democrația sau se pune problema izolării țării noastre sau alte chestiuni de genul ăsta. Cred că s-a învățat foarte mult din lecția anilor trecuți și cred că în momentul de față va fi greu să se treacă ca personalitate din perspectiva domnului Iohannis de la cineva liniștit la cineva extrem de combativ. Pentru că contează, avem și noi o vorbă în popor, cum obișnuiești oamenii așa-i duci. Da, și mai este o vorbă a psihologilor și a specialiștilor care spun că cel mai bun indicator pentru un comportament viitor este comportamentul trecut. Așa este, categoric va accelera. Domnul Iohannis își dă seama și dumnealui de acest lucru, își dă seama și tabăra din care face parte. Întrebarea este în ce măsură vor seta un ritm și vor reuși să pună pe agenda publică o serie de teme față de care domnul Ponta să fie reactiv și nu domnul Iohannis ca în momentul de față. Cum vedeți în acest moment raporturile de forță? Pentru că iată, suntem în ziua de marți, la finalul zilei de marți, au trecut așadar două zile de când a avut loc primul tur de scrutin. Candidatul Victor Ponta cu 40%, candidatul Klaus Iohannis cu 30%. Raportul de forțe dintre cei doi, felul în care au ieșit în public, au vorbit, s-au atacat. În momentul de față nu vedem atacuri pe proiecte de guvernare, vedem atacuri unul față de celălalt. Dar practic intrăm într-un fel de logica concursului de personalități care, și fiecare candidat încearcă să se facă cât mai plăcut. În această perspectivă am văzut mai devreme emisiunea domnului Ponta la un alt canal de televiziune și juca foarte prezidențial, foarte inclusiv. Cine sunt eu să refuz un vot din partea unui alt candidat, chiar și un candidat care inițial mi s-a opus. Deci vedeți o schimbare în atitudinea premierului Victor Ponta. Interesul dumnealui este să nu ostilizeze pe nimeni și să aibă un fel de trecere liniștită prin turul 2 și o victorie fără emoții. Din această perspectivă, cu siguranță, strategia la cum se poate simți la momentul de față mai degrabă una de liniște, de stabilitate, de evitarea creării unui sentiment de panică. Îmi spuneți că dumneavoastră l-a simțit în această seară pe premierul Victor Ponta având atitudine de oarecare președinte. Da, clar. Asta este felul în care a jucat-o. Bun. Candidatul Klaus Iohannis, în momentul de față, este în continuare discret, marșează pe ideea de a nu te compromite, nu negociază, nu răspunde la atacuri. O rețetă de succes și aducătoare de voturi? Cred că, din nou, cred că și-a atins limitele această strategie a candidatului tăcut și puternic, care să se bazeze pe această stereotipie a neamțului și a lucrului binefăcut. Cred că suntem, să nu uităm la bază, un popor latin. Cred că ne dorim ca orice popor în preajma unui exercițiu electoral, ne dorim să vedem o bătălie, să vedem un concurs literalmente, nu numai de proiecte, zic eu, proiectele, discuția mai amănunțită de la proiecte, ci mai degrabă de o societate mai avansată, dar măcar să vedem un joc în care să se fie conturate clar niște valori și să se vadă clar voința candidaților. Faptul că ei își doresc puterea. Cred că aici mai poate lucra mult candidatul drept. Știți de ce v-am întrebat acest lucru? Pentru că mă întreb oare electoratul nu este influențat de faptul că unul dintre candidați deja are atitudinea de învingător, acea de ajută de președinte. Această proiecție. Asta era ajută această proiecție categoric atâta timp cât mergi pe acea linie fină a siguranței și nu dai în aroganță. Ceea ce poporul poate sancționa la un moment dat este acel sentiment că îmi neglijez votul. Ori eu, cel puțin în seara aceasta, nu am văzut trecerea acestei linii fine, ci dimpotrivă am văzut un mesaj prezidențial. Bun, Victor Ponta a anunțat trei nume care ar putea prelua postul de premier dacă el devine președintele României. Prima sa opțiune este Călin Popescu-Tăriceanu, candidatul situat pe locul 3 după primul tur al alegerilor și cel care și-a anunțat primul susținerea în turul al doilea pentru candidatul coaliției PSD-UNPR-PC. Am propus și consider ca fiind cea mai bună soluție în acest moment pentru funcția de prim-ministru, pe președintele Partidului Liberal, domnul Călin Popescu-Tăriceanu. Prim viceguvernatorul BNR Florin Georgescu și directorul SRI George Maior se află și ei pe lista premierilor pe care i-ar putea desemna Victor Ponta dacă devine președintele României. Călin Popescu-Tăriceanu, candidatul care a încheiat primul tur pe locul al treilea cu 5,36% din voturi, spune că nu este momentul discuțiilor pentru postul de prim-ministru.
Obiectivul principal este câștigarea alegerilor din 16 noiembrie și nu formule de prim-ministru. Îi voi acorda sprijinul meu necondiționat domnului Ponta în al doilea tur de scrutin. Printre cei care îl vor susține pe Victor Ponta în turul 2 se află și Corneliu Vadim Tudor, cel care a obținut 3,68% din voturile exprimate duminică. Aleg răul cel mai mic. Eu nu voi vota niciodată un străin de neam și lege. La coaliția care îl susține pe prezidențiabilul PSD s-a alăturat și fostul director SIE Teodor Meleșcanu, care a obținut în primul tur 1,09% din voturi. Împreună cu domnul Victor Ponta vom putea pune în practică o politică menită să asigure securitatea României în contextul actual și o dezvoltare economică durabilă. Sprijinul celor trei candidați nu înseamnă automat un transfer al voturilor către Victor Ponta. Totuși, pe hârtie, Călin Popescu-Tăriceanu, Corneliu Vadim Tudor și Teodor Meleșcanu adună 10,13% din voturile exprimate în primul tur de scrutin. Candidatul PSD-UNPR-PC ar mai putea spera și la susținerea lui Dan Diaconescu și a lui Kelemen Hunor. Dacă deja am aflat cine îl va susține în turul al doilea pe premierul Victor Ponta, Klaus Iohannis, pe de altă parte, speră că Uniunea Maghiarilor din România îl va susține până la urmă în turul 2 al alegerilor. Candidatul ACL a amintit că la nivelul Partidului Popular European există o înțelegere scrisă ca toate partidele membre din România să susțină candidatul dreptei la prezidențiale. Pe de altă parte, liderul UDMR spune că formațiunea sa intenționează să rămână în coaliție. Liderul liberal speră să obțină susținerea UDMR în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Potrivit lui Klaus Iohannis, există o înțelegere scrisă în acest sens la care sunt parte membrii Partidului Popular European. Este o înțelegere fermă, scrisă, între partidele membre în PP. Include și UDMR? Sigur că da. Include pe toți membrii PP. Deci nu este o chestiune opțională. Este obligația asumată în cadrul PP-ului. Eu pot doar să vă spun care este înțelegerea în PP. Nu pot să știu ce vor discuta membrii UDMR când se întâlnesc. Dar în final, eu cred că acesta va fi rezultatul. În schimb, liderul UDMR este convins că formațiunea sa este liberă să aleagă ce candidat susține în turul 2 și spune că personal ar prefera să rămână alături de coaliția aflată la guvernare. Ne-am asumat și asumăm programul politic și valorile Partidului Popular European, deciziile luăm acasă la noi și vă spun foarte, foarte sincer și clar că vom avea, indiferent ce decizie vom lua, susținerea Partidului Popular European, așa cum am avut și în martie, când am intrat în această coaliție. UDMR va anunța joi decizia oficială. Săptămâna viitoare, Joseph Dol, președintele Partidului Popular European, va veni în România pentru a-și exprima susținerea pentru Klaus Iohannis în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Așadar, încep cumva să se contureze alianțele, pentru că nu e așa în politică, chiar dacă Klaus Iohannis susține că nu va negocia. În politică și în război trebuie să-ți faci aliați ca să câștigi. Așa e, și orice este permis în limitele legii totodată. Apropo de chestiunea cu UDMR-ul și în general cu chestiunea cu comunității maghiare, cred că și aici, dacă e să uităm la exemplu anterior, la 2004-2009, nu s-a putut garanta cu adevărat că voturile, ca și în cazul altor partide, merg în bloc automat într-o anumită direcție. Cred că aici va interveni foarte mult și afinitatea. E posibil să existe o simpatie ca de la minoritar la minoritar. Deci sunt foarte mulți factori. Factori categoric, plus că, apropo și de decizia UDMR-ului, e posibil, având în vedere și faptul că și ei, ca și orice alt partid, sunt supuși existenței mai multor facțiuni interne, este foarte posibil ca la un moment dat să ia o decizie și raportată la alte considerente. Cum se poziționează celălalt candidat ungur de la prezidențiale, cum se poziționează Laszlo Tokes pe cine susține în tur al doilea. Părerea mea că e foarte greu ca cineva să mulțumească pe toată lumea și cred că este unul dintre riscuri la nivel de candidat să încerci să fii pe placul tuturor. Pentru că nu poți să fii și pe placul lui Vadim și pe placul UDMR-ului, e foarte greu să fii și pe placul lui Dan Diaconescu și pe placul, nu știu, placul comunității germane. Nu poți să fii prieten cu toată lumea, dar poți încerca să strângi o majoritate încercând să fii fidel unui set de valori. Nu poți fi prieten cu toată lumea, dar pe de altă parte poți să apari în fața presei și să spui că este o decizie scrisă, este o obligație asumată în cadrul PPN, nu este o opțiune, așadar se așteaptă ca UDMR să-i acorde sprijinul. Întrebarea mea este, pot exista sancțiuni dacă UDMR nu va sprijini?
acele? Poate exista echivalentul unui scatoalce politice dinspre Bruxelles înspre București. Atât. Însă să nu uităm că interesul oricărei familii politice este, la final de zi, ca să fie reprezentată la guvernare. Și dacă eventualul de mereu poate să spună, da, uite, noi am fi cooptați la guvernare dacă am sprijinit această variantă, e posibil, așa cum li s-a dat ok-ul să facă guvern cu Victor Ponta și anterior, să primească acest ok și în acest context. Bun, deci primesc circumstanțe atenuante. Revenind la candidatul Victor Ponta, pentru că am încurcat puțin ordinea, vreau să încep cu Victor Ponta și decizia domniei sale de a face trei, nu una, trei propuneri de premier. De ce trei? De ce, dacă a menționat astăzi că varianta preferată de domnia sa este Călin Popescu-Tăriceanu? De ce trei? Cred că sunt pot fi mai multe explicații aici. V-aș oferi o explicație pur politică și umană. În primul rând, când promiți și la trei oameni, e posibil ca toți trei să tragă foarte puternic pentru tine prin diferite lor pârghii să te ajute să devii președinte, să încerce să-și capitalizeze din... Plus că este o chestiune inclusiv de atașare a imaginii tale cu imaginate persoane. Ori vorbim de imaginea trei profesioniști sau o combinație de oameni politici și de oameni din sfera financiară bancară, cazul domnului Georgescu, oameni din sfera serviciilor, cum e cazul domnului Maior. Va oferi practic un fel de premier pentru fiecare caz, pentru o situație mai dificilă externă, economică sau pur și simplu părerea mea că legitimitatea și oferta prioritară a venit către Călin Popescu-Tăriceanu și pentru că Călin Popescu-Tăriceanu a candidat în acestea și este candidatul unui 3. Deci depinde de acel transfer teoretic de voturi 5 și ceva de la Tăriceanu. Da, foarte interesant că una dintre cele trei propuneri este Călin Popescu-Tăriceanu, unul dintre candidații în această cursă, iar restul sunt tehnocrați sau profesioniști consacrați, să-i numim cum dorim. Spuneați mai devreme că acești oameni ar putea cumva să-l ajute în această perioadă pe candidatul... Inclusiv cu o vorbă bună. Cu o vorbă bună, da, să fie categoric, doar atât. Categoric, pentru că categoric bănuiesc că sunt ținuți de limitele mandatului lor la Banca Națională, respectiv la Serviciul Român de Informații. În continuare, despre faptul că Elena Udrea și Monica Macovei, cele două candidate clasate pe locul 4 și 5, nu se grăbesc deocamdată să spună ce vor face, cum își vor mobiliza electoratul, la ce ne duce cu gândul acest lucru? O vor face în zilele următoare? Oare? Nu cred că există mari dubii cu privire la opțiunea doamnei Macovei. Singurul dubiu care ar putea fi rând dacă există o conversație oficială între dumnei și Iohannis. Având de polarizarea campaniei, mi-e greu să cred că va veni doamna Macovei și va veni și va spune votați Victor Ponta. Deci nu cred că face. Nici candidatul Victor Ponta se așteaptă la acest lucru. La doamna Elena Udrea rămâne de văzut. Cred că a lăsat oarecare marjă de negociere pentru dumnei și pentru PMP, eventual și analizând diferite variante de guvernare și nu numai, dar din nou este relativ greu să o duci ca o campanie întreagă, ca polarizare față de o anumită persoană politică și după aia să vii să spui, știți, de fapt e băiat bun. Bun, și astăzi am aflat că, în afară de Călin Popescu-Tăriceanu, care a fost primul ce a declarat că îl susține în turul 2 pe Victor Ponta, am aflat că și Teodor Meleșcanu, dar și Corneliu Vadim Tudor îi acordă sprijinul, Corneliu Vadim Tudor argumentând că alege răul cel mai mic. Dar în ceea ce îl privește pe Teodor Meleșcanu, ne-am fi așteptat să vedem această mișcare? Nu, cred că este o mișcare surprinzătoare în ceea ce privește pe dumnealui, dar în mod clar se întoarce la unul dintre domenii la care se pricepe foarte bine. Că a fost director SIE, că a fost diplomat de carieră, automat vine, că a fost ministru de externe și de apărare, faptul că devine consilier pe securitate națională e o poziție care va veni mânușă. Puțin am fi bănuit înainte de aceste alegeri faptul că și-ar negocia așa ceva, dar probabil dacă a apărut această ofertă și având în vedere faptul că scorul nu a fost foarte mare, nu cred că a ezitat. Deși multă lume s-a întrebat în momentul în care Teodor Meleșcanu și-a anunțat candidatura, care este de fapt miza dumnealui? Pentru că era foarte clar, a intrat foarte târziu în această cursă, candidat independent, nu părea să aibă spatele asigurat, dar ceva urmărea. Acest lucru să fie obiectivul domniei sale? Eu mai degrabă îl vedeam la un moment dat la o rocadă cu Klaus Iohannis în cazul în care ar fi apărut problemă în instanță. Dar viața ne rezervă surprize. Viața politică în România cu atât mai mult. Vorbim despre surprize. Oare electoratul ce gândește în momentul în care se uită surprinzător, surprins la televizor și vede că Teodor Meleșcanu, fost liberal, îi acordă acum sprijinul lui Victor Ponta? Cum va reacționa electoratul în turul 2? Pentru că asta nu presupune automat că electoratul va vota
cu da, Victor categoric. Ponta. Pe de altă parte, nici nu are dumnealui un procent atât de mare încât să provoace un adevărat cutremur în mintea electoratului sau cu adevărat să vină o mare miză într-o al doilea. Sigur că fie procent este contează. Procent. Este un procent să ne amintim ce s-a întâmplat în turul 2 din 2009. Exact. 0,76%. Contează. Rămâne de văzut în asemenea cazuri. Rămâne de văzut. Pe de altă parte, dumnealui nu a dus o campanie foarte țintită și foarte combativă. Mai degrabă s-a prezentat ca un fel de președinte de Uniune Națională pe o perioadă determinată pentru modificarea Constituției. Cam astea erau mari direcții ale mesajelor sale. Lucru care îi permite, din punctul meu de vedere, în momentul de față, să vină să spună votați în direcția aceasta sau în altă direcție. Cred că am văzut astăzi doar anunțul domnului Ponta, nu cred că am văzut și declarații de la domnul Meleșcanu. Rămâne de văzut concret și felul în care va face acest pas în față și va sprijini pe domnul Ponta, cum îl va justifica. Și pentru că tot vorbeam de electorat, nu pot să nu vă întreb, domnule Magdin, cum va reacționa oare, sau cum credeți dumneavoastră că va reacționa electoratul domnului Călin Popescu-Tăriceanu, un politician, prin esență liberal, așa cum se declară domnia sa, dar pe de altă parte, atras magnetic de Partidul Social Democrat, iată acum în tandem președinte-premier cu premierul Victor Ponta. Cum vede electoratul? Ce mai înțelege? Este confuz? Ce va vota? Este o întrebare care rămâne deschisă până pe 16 noiembrie. Cred că electoratul domnului Tăriceanu este oricum un electorat care este atașat de ideea de USL și de o colaborare stânsă între stânga social-democrată și dreapta liberală, filiera Tăriceanu, într-un proiect comun pentru a termina cu regimul Băsescu. Asta nu înseamnă oare că nu a convins atât de tare domnul Călin Popescu-Tăriceanu, că reprezintă esența liberalismului pur? Asta rămâne de văzut efectiv și pe structura electoratului său. Nu sunt sigur însă că s-a măsurat din această perspectivă, dincolo de factori demografici și anumiți factori profesionali, că s-a măsurat și liberalismul exact din componența electoratului. Însă, părerea mea că poate ar fi putut să ia chiar și mai multe procente dacă ar fi ieșit mai mult la canale mai combative de dreapta și n-ar fi strat oarecum în sfera mediatică mai apropiată de USL. Ca să spunem așa. Bun, vorbim și despre ce se întâmplă în acele, dacă în tabăra lui Victor Ponta lucrurile par destul de clare, susținătorii lui Klaus Iohannis își găsesc motive de ceartă. Cei de la PDL îi acuză pe colegii din PNL că s-au implicat puțin sau chiar deloc în campania electorală. Asta după ce o primă dispută s-a referit la strategia pentru turul al doilea. Democrat-liberalii au vrut să negocieze pentru susținerea unora dintre candidații din primul tur. Liberalii s-au impus și Klaus Iohannis a anunțat că nu face trocuri politice cu nimeni. Klaus Iohannis vrea votul electoratului de dreapta, dar nu vrea să negocieze cu niciunul dintre candidații ieșiți din cursă. Din respect pentru cetățeanul român, nu va purta negocieri politice pentru voturile cetățenilor români. Klaus Iohannis se va adresa direct fiecărui român, prezentându-și viziunea asupra României. Democrat-liberalii le cer colegilor din PNL să renunțe la orgolii și să se concentreze pentru câștigarea alegerilor prezidențiale. Vicepreședintele Ioan Oltean vrea discuții cu toți cei care reprezintă electoratul de dreapta. Sunt și oameni, sunt și membri de partid care țin cont de cuvântul liderului, țin cont de părerea liderului, țin cont de opțiunea liderului și noi nu putem să neglijăm acest lucru dintr-un orgoliu sau dintr-un calcul superficial făcut și care poate, în ultime, să fie dăunător și păgubos pentru noi. Da, sigur. Noi am discutat aceste lucruri, toate aceste lucruri sunt discutate în conducerea Alianței Creștin-Liberale. Iar opiniile politice sunt ale noastre, fiindcă eu vreau să fiu președinte cu un guvern al noului PNL și dorim o Românie a prosperității și a locurilor de muncă. Pentru asta trebuie să existe bună înțelegere între președinte și guvern, ceea ce va fi. Strategia pentru turul 2 al prezidențialelor nu este singurul motiv de dispută între PNL și PDL. Potrivit unor surse citate de hotnews.ro, Vasile Blaga le-a reproșat liberalilor rezultatele slabe și lipsa de mobilizare. Cei vizați au fost Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, și Teodor Atanasiu, coordonatorul PNL București, dar și liderii liberali din Botoșani, Giurgiu, Călăraș, Hunedoara și Iași. Cum e posibil așa ceva? Ai dumneavoastră erau la butoane, ar fi spus Vasile Blaga la videoconferința cu liderii din teritoriu organizată a doua zi după alegeri.
Vasile Blaga ar fi dat o directivă doar liderilor PDL să acționeze independent în județele în care liberalii trădează sau pur și simplu nu reușesc să se mobilizeze. Acum, domnule Magdin, când ar trebui să se mobilizeze mai tare, să fie mai puternici ca niciodată, să-și găsească resursele acelea, rezerva aia de energie suplimentară, apare ceartă și discordie, îmi pare, în Alianța Creștin-Liberală. Nu e un semn rău? Este normal, pentru că după fiecare exercițiu electoral, o evaluare există. Sigur, important este să nu petreci nici prea mult timp pe această evaluare și să te concentrezi pe modalități rapide de a optimiza procesul pentru al doilea tur. Asta este momentul cheie. Noi trebuie să nu uităm niște lucruri fundamentale care nu se schimbă de la o zi la alta. În istoria noastră de 25 de ani am avut cu adevărat două mașini de război politic. Și prin asta mă refer la organizare, la disciplinare și nu numai. Am avut pe de o parte PSD-ul și am avut pe altă parte PD-ul și ulterior PDL-ul. PD-ul și PDL-ul au reușit în două momente cheie, 2008-2009, să aibă eficiență poate chiar superioară PSD-ului la capitol organizare. În acest mare partid național liberal, această alianță creștin-liberală, în mod cert, PDL-ul sub Blaga este mai organizat decât PNL-ul sub secretarul său general, pentru simplu fapt că și cultura de partid este mai puternică și mai organizată. Ceea ce este însă foarte important și în perspectiva turul 2, și în acele și în PSD, să se evite trădarea pe cât se poate. Bun, deci dumneavoastră îmi sugerați acum că practic cei din PDL sunt îndreptățiți să arate cu degetul spre cei din PNL? Eu oricum să mai organizați. Adică, ca și cultură de partid, ca și stil, ca și grad de întărire a disciplinei. E pur și simplu o cultură organizațională. Nu ai cum să faci dintr-un partid național liberal un partid social-democrat ca disciplină într-un an sau doi, de exemplu, sau un partid. Nu ai cum să transformi organic un partid în altul. Au fost voci care s-au întrebat înainte de primul tur dacă PDL într-adevăr va susține până la capăt acest candidat, Klaus Iohannis, și care va fi per total, per ansamblu, atitudinea PDL în această ecuație, ecuația numită ACL. Eu cred că au tot interesul să facă asta, pentru că interesul lor care este? Să există un președinte de la PNL și un premier de la PDL. Dacă se respectă acest angajament, cred că libera democrație nu mai de câștigat, pentru că un aranjament constituțional în care avea un președinte și un președinte moderat, cum este Klaus Iohannis, dacă dumnealui ar câștiga, premierul categoric ar putea să-și exercite cu tărie mandatul său constituțional. Despre soarta ACL, v-aș întreba, în eventualitatea în care Klaus Iohannis nu reușește totuși să recupereze aceste 10%. La ce să ne așteptăm? Pentru că știm, alianțele în România sunt și nu sunt. E greu de făcut o previziune, dar aș spune că cred că epoca dezertărilor a cam trecut. Am avut și acea ordonanță care a permis traseismul pentru o perioadă limitată. Eu cred că cine are tentația în sânge, ca să fim diplomați, de a migra în funcție de cum apar resursele, deja au făcut acest lucru sau vor face imediat cum una dintre tabere va reuși să aibă și președintele și un premier de aceeași culoare. Ulterior, în jurul ACL-ului sau în jurul PSD-ului, pentru că, din nou, nu vreau acum să spun că rezultatul acestor alegeri deja este cunoscut, deși există o probabilitate foarte mare ca și câștigător să fie Victor Ponta, indiferent de variantă, în funcție de fie de ACL, fie în funcție ce va rămâne din ACL, fie în funcție de PSD, se va coagula noua opoziție, care foarte probabil va putea critica cu toată tăria președintele și guvernul, pentru că dacă este să ne uităm în ultimii ani, așa cum Traian Băsescu a profitat de anii în care el a fost președinte și Tăriceanu a fost premier și l-a criticat aproape continuu și s-a plasat ca și cum ar fi în opoziție, la fel și USL-ul când a venit la putere l-a criticat pe Traian Băsescu și, deși era la guvernare, a spus de foarte multe ori că se află în opoziție pentru că nu au toată puterea. În momentul cine va ajunge în opoziție, va putea să spună: domne, aveți și președintele, aveți și premierul, aveți toată responsabilitatea. Și automat și gradul de toleranță al nostru ca popor și luna de miere a noului guvern va fi una mai scăzută decât cea pe care a avut-o, de exemplu, USL-ul, care zic eu că a avut o lună de miere sănătoasă. Astfel încât, dacă președinte și premierul nou format s-ar putea să nu aibă un randament foarte bun, s-ar putea să vedem dreapta revenind foarte puternic sau stânga,
dacă dreapta câștigă, revenim foarte puternic la alegerile parlamentare din 2016. La alegerile parlamentare din 2016, tocmai mă pregăteam să vă întreb care ar fi primul moment în care ar putea localele, să profite. În primul rând, în primul localele, din iunie, cel mai probabil 2016, și ulterior parlamentare. E, și pentru că ați făcut referire ceva mai devreme despre acea celebră ordonanță a aleșilor locali, despre acest lucru vreau să vorbim în continuare, este materialul meu preferat de astăzi, recunosc. Primarul unei comune din Bistrița, Năsăud, îi numește imoral pe cei care nu au votat, cum a spus el. Edilul se află la primul lui mandat și în prag de alegeri a trecut de la PDL la PSD. Cetățenii din comună l-au preferat însă pe Klaus Iohannis în dauna lui Victor Ponta. Primarul din Pruntul Bârgăului s-a supărat foarte tare pe alegătorii din comună și a anunțat acest lucru pe Facebook. Stimați cetățenii ai comunei Pruntul Bârgăului, am muncit împreună cu spor și se vede că am muncit. Cu toate acestea, după rezultatele de după primul tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, se pare că cei mai mulți dintre noi urmăresc doar beneficii materiale, îți sunt prieteni până își rezolvă problemele, fără a ține cont de moralitate. Edilul, care a obținut postul pe vremea când era membru al PDL, se simte trădat. A migrat recent la PSD, dar Victor Ponta a obținut în comună doar 33% din voturi față de cele peste 51% ale lui Klaus Iohannis. Credeam că oamenii îmi sunt alături, uite că am avut un eșec. Cred că eu știu cel mai bine cum e, care e linia politică în momentul de față, de unde avem un sprijin și unde putem face lucruri bune. Îmi pare foarte rău că eu am crezut că are coloană vertebrală. Votul omului nu poate fi influențat, că omul votează cu cine gândește. Nici primarii din județul Alba nu au reușit să-i convingă pe oameni să voteze cu prezidențiabilul noului lor partid. La Câmpeni, unde edilul a abandonat PNL în favoarea PSD, aproape 50% din voturi au fost pentru Klaus Iohannis. Le-am spus de un interval scurt de timp, 2-3 săptămâni, am trecut la social-democrați și vă rog să mă ajutați cu voturi pentru Victor Ponta. Sunt oameni care au înțeles, sunt oameni care n-au înțeles. Situația este similară și în celelalte 4 comune din județ, unde primarii s-au mutat la PSD. De-a lungul celor 45 de zile cât timp și-a produs efectele acea ordonanță, țin minte că la un moment dat am difuzat un material despre un primar, cel puțin un primar, care a făcut un fel de vot consultativ pe Facebook cu cetățenii din localitatea sa. Vreți, îmi dați voie, sunteți de acord, ce părere aveți dacă m-aș muta la partidul X sau Y? Se pare că acest primar nu a aplicat acest exemplu, drept urmare, este cel puțin surprins de faptul că alegătorii, iată, au votat cu sufletul sau fiecare după propria voință și nu așa cum ar fi indicat domnia sa. Clar, dacă nu și-a descărcat sufletul la momentul potrivit, în momentul de față nu s-a putut încărca cu bucurie pentru că oamenii nu l-au înțeles. Am văzut și doamna aceea care spunea de coloana vertebrală. Sigur, sufletul și coloana vertebrală câteodată sunt în contradicție. Însă, cred că este o lecție și pentru dumnealui pentru alegeri locale ulterioare. Cred că cel mai bine este și este un lucru onest. Cu cine candidezi? Cu partidul respectiv rămâi. Candidezi independent, rămâi independent. Ai candidat cu PNL, rămâi cu PNL, cu PSD, cu PSD. Și în felul ăsta nu mai există un zbucium interior decât eventuale următoare alegeri, când poți schimba partidul și candida să o dată sigur. S-a părut excepțională exprimarea primarului pe rețeaua de socializare. A vorbit despre imoralitate și despre faptul că unii oameni își urmăresc interesul și urmăresc în a obține bunuri materiale, apoi întorc spatele și își văd de treabă. Tocmai primarul să vorbească despre asta? El care a migrat de la un partid la altul pentru a-și urmări interesul? Probabil dumneavoastră nu are atât o perspectivă imorală, cât mai degrabă o perspectivă amorală, ca zei din Grecia Antică. Și automat probabil se vede dincolo de moralitate, privind doar interesul comunității ca și interes suprem. Argumentează primarul că este supărat pentru faptul că alegătorii nu i-au urmat îndemnul. Prin urmare, efectul ar fi că, iată, localitatea pe care o conduce nu ar mai primi sprijin de la centru, finanțare. Dar oare această migrație nu era suficientă? Simplu fapt că treci de la partidul X la partidul Y, partidul aflat la guvernare, nu era suficient să primești sprijin și finanțare în proiectele pe care le derulezi? Teoretic, da, și este o chestiune în care are loc numai la noi, dar peste toată lumea asta. Normal că ești mai avantajat atunci când partidul tău se află la guvernare, pentru că tot timpul se va atrage, un partid este o comunitate, tot timpul se va atrage mai mult către oamenii care au ajutat să fie ales. Normal că vei încerca să ajuți prioritar primarii tăi. Asta nu înseamnă că trebuie să te joci cu fondurile discreționar, dar e o chestiune de la nivel de bun simț.
faptul că, la un moment dat, normal că ești mai avantajat decât alții dacă ești cu partidul la guvern și în perspectiva percepției de foarte multe ori. Însă, din nou, în momentul în care ai cerut un mandat oamenilor, nu ai cerut un mandat strict legat de fonduri, ai cerut un mandat pentru o anumită platformă. Implementarea respectivei platforme depinde de fonduri. Dar aici este ca la ruletă, să spunem așa. Ai reușit, ai ajuns la guvernare, reușești să-ți îndeplinești mandatul? Nu, stai și îți rămâi cu partidul acela. E foarte posibil și la noi democrația a fost foarte sănătoasă în ultimii 25 de ani și am constatat aproape tot timpul o rotație la guvernare. Cine a câștigat legea parlamentară odată l-a pierdut data viitoare și tot așa. Deci nu am putut vedea un caz de cineva care să stea 10 ani la putere sau 15 ani la putere, să zici că, doamne, am fost oprimați și s-a întâmplat toate. Avem o democrație sănătoasă, deși periodic noi ne plângem în momente cheie și avem sentimentul că țara este semi-pierdută. Poate că în momentul de față nu s-a văzut atât de mult în discursul primelor doi candidați, Victor Ponta și Klaus Iohannis. Dar să nu uităm dramatizarea campaniei în contextul în care candidat l-am avut pe Traian Băsescu în 2004 și 2009. Schimbăm subiectul. Sociologii fac radiografia votanților de la alegerile de duminică și vin cu explicații. Șomerii și pensionarii îl vor pe Victor Ponta la Cotroceni, iar locuitorii din zonele dezvoltate pe Klaus Iohannis. Deloc întâmplător. Socialdemocratul este candidatul unui partid care este la putere și are prin urmare toate pârghile ca să transforme promisiunile electorale în ajutor concret. Victor Ponta a câștigat în București și în 27 de județe. Klaus Iohannis a avut mai multe voturi în Ardeal, Maramureș și Banat. Locuitorii din Muntenia, Oltenia și Moldova i-au acordat încredere actorului premier. Aceștia, din urmă, locuiesc în zone în care lipsa locurilor de muncă este o mare problemă. Din cele 27 de județe care i-au asigurat avansul lui Victor Ponta, în 20, rata șomajului depășește media națională. Cei care au necesități primare de rezolvat imediat și care se bucură la o pungă, la 10 lei în plus, la o subvenție acordată, aceștia vor vota întotdeauna cu stânga. Diferențele nu se opresc aici. Victor Ponta a tras voturi din județele cu mai mulți pensionari decât salariați, exact pe dos față de cazul Klaus Iohannis. Sociologii știu de ce actualul premier a tras mai multe voturi din partea categoriilor defavorizate. Klaus Iohannis încă nu poate negocia mai mult decât propria imagine și niște chestiuni strict simbolice. Ponta are ceva de dat, Klaus Iohannis nu are ceva de dat. Discrepanțe sunt și în privința veniturilor alegătorilor. Doar 11% dintre județele care l-au votat pe Victor Ponta asigură salarii peste media națională. În schimb, un sfert din zonele care au adus puncte lui Klaus Iohannis garantează lefuri de peste 1600 de lei pe lună. Cristian Tudor Popescu a intrat în direct prin telefon ieri, dacă nu mă înșel, la Digi24 și vorbea despre o seceră roșie. Secera roșie formată din regiunea Moldovei, Muntenia, Oltenia, acolo unde Victor Ponta a câștigat voturi și a fost vedeta județelor. Pe de altă parte, Klaus Iohannis s-a retras dincolo de munți, Transilvania, Banat. Dar un fel de coadă de ciocan, dacă e să facem o... sau un fel de vârf al ciocanului, dacă e să facem o comparație în termeni de secere și ciocan sau altele. Cred că afinitățile sunt bine cunoscute și raportat la mari bazine electorale. Singurii care au reușit să cât de cât să spargă mai mult a fost Traian Băsescu și PDL-ul când au intrat mai mult în Moldova, într-o parte a Olteniei și nu numai, și când PSD-ul a intrat ulterior cu SL-ul în Ardeal. Acum, Klaus Iohannis este transilvanian. Este oarecum normal ca Ardealul în majoritatea sa să simtă o afinitate față de dumnealui. Pe de altă parte, dacă din punct de vedere al discursului, nu se profilează mai percutant și nu are o campanie mai cu vână, este mai greu să fie pe placul Sudului sau pe placul Estului. Sigur că nu suntem împărțiți atât de simpliți vorbind în oameni care vorbesc repede și sunt ultravioi și oameni care sunt liniștiți în banca lor. Asta ar fi o chestiune mult prea simplistă să vorbim de o chestie genul ăsta în plan regional. Însă contează la un moment dat, pentru că de foarte multe ori identificarea este cheia. Oamenii vor să vadă un lider care să-i semene, domnilor, sau să se identifice cu care să se identifice. Da. Și în această perspectivă, cred că e nevoie de mai mult sentiment în campania Iohannis. În campania Iohannis? Da. Doar acolo? Da, pentru că Victor Ponta deja, dacă ne uităm la marile sale mesaje, mesajele sunt inclusive, măsurile sunt social-democrate, apropo și de ce s-a vorbit mai devreme, de reparații la nivel de pensii, salarii, diferite alte alocații bugetare. În această perspectivă arată deschidere față de dreapta
oferindu-l pe Călin Popescu-Tăriceanu, lasă implicit, oferindu-l pe Călin Popescu-Tăriceanu, o poartă deschisă către liberalii care vor la guvernare, pentru că iată, se poate reface USL-ul. Adică, din nou, nici dumnealui, ca și în cazul Iohannis, nu poate și nici nu trebuie să fie prieten cu toată lumea, dar are, face suficiente deschideri, astfel încât, dublat cu disciplina de partid, să fie, să aibă în momentul de față o superioritate numerică. Dar dacă vorbiți despre ceva mai mult emoție în cazul lui Klaus Iohannis, ați sugera sau ați simțit nevoia de ceva în plus și în cazul lui Victor Ponta în aceste ultime două săptămâni? Nu foarte mult. Să vă spun de ce. Klaus Iohannis îmi pare o persoană relativ sobră. Când mai zâmbește, are un zâmbet frumos, un zâmbet cald, dar cred că mai degrabă o chestiune complementară față actuala campanie ar fi această vervă adițională. Victor Ponta, în schimb, este deja suficient de uman din punctul meu de vedere. Zâmbește, vorbește, are replică. Nu cred că e nevoie să se umanizeze în plus ca și candidat. Mai degrabă trebuie să arate prezidențial, trebuie să arate acel element de sobrietate și de incluziune, astfel încât să se potrivească cu un tătic tânăr al națiunii. Bun, după scandalul miilor de voturi pierdute în străinătate și al oamenilor umiliți în fața reprezentanțelor României, ministrul de externe anunță măsuri. Vrea să înființeze mai multe cabine în secțiile de votare de peste hotare și să elimine birocrația. Pentru turul al doilea, cei care doresc să voteze ar putea veni de acasă cu declarația pe propria răspundere listată de pe internet. În frunte cu ministru, toți secretarii de stat, toate conducerea ministerului, veți fi duminica de 16 într-o capitală unde au fost probleme, la Londra, la Paris, la Bruxelles. Vă alegeți, dar răspundeți personal și seara, chiar dacă sunt ales președinte, dacă e vreun român care rămâne să nu poate să voteze, plecați toți din funcție. Titularul de la externe a evitat să spună dacă are de gând să plece de bunăvoie și a emis un enunț interpretabil. Luați în calcul varianta de a vă da demisia? Românii din diaspora, din străinătate, v-au cerut acest lucru? Da, eu iau în primul rând în calcul varianta de a acționa potrivit prevederilor legale pentru a asigura un tur 2 de scrutin corect și în parametrii pe care i-am menționat și după discuția cu primul ministru, pe de o parte, noi ca instituție și eu ca ministru vom acționa exact pentru a asigura tuturor dreptul de vot și vă propun să așteptăm turul 2 și să tragem concluziile. Sunt om politic și eu respect regulile. A fost nevoie de protestul a mii de români din străinătate pentru ca guvernul să rezolve problema. La votul de duminică, oamenii nu au mai apucat să voteze în Marea Britanie, Franța, Germania, Austria și Belgia. Mii de români din diaspora nu au reușit să voteze și erau în fața secțiilor la ora 21. Dumneavoastră sunteți incredibile! Într-un minut ați spus că cine i-a anunțat! Și până în următorul minut ați spus că s-a închis votarea! Cine sunteți dumneavoastră să luați decizia asta? Trebuie să ne spuneți în baza cărui text de lege ați limitat accesul cu 20 de minute înainte de ora 7. Dreptul la vot este fundamental, eram aici de 3 ore. Protestele nu s-au stins nici acum. 100 de oameni nemulțumiți că nu au putut să voteze duminică s-au adunat aseară în apropierea ambasadei României de la Paris. Zeci de români au protestat și la Londra, în apropierea ambasadei României. Cei din străinătate promit că vor ieși în stradă zilnic până când primesc garanții că vor putea vota pe 16 noiembrie. Iar ambasada Statelor Unite la București a reacționat la haosul votului din diaspora. Diplomații americani au trimis un comunicat în care se bucură că statul încearcă remedierea problemelor și reamintesc. Alegerile sunt esențiale în democrație. Administrația de la Washington apreciază angajamentul autorităților, astfel încât fiecare cetățean să își poată exprima votul în conformitate cu legea. Domnule Magdin, iată așadar, nu mai este o surpriză pentru nimeni, mulți români nu au reușit să voteze în străinătate. Oamenii de aici din țară, românii, s-au solidarizat, au ieșit în stradă, inclusiv astăzi a fost un protest la Timișoara și urmează să mai fie proteste, pentru a trage un semnal de alarmă. Vrem să votăm, avem acest drept, chiar dacă nu suntem în interiorul granițelor țării, vrem să ne putem exercita dreptul de vot. În această seară, Biroul Electoral Central a anunțat niște decizii care ar veni în întâmpinarea turului al doilea, în întâmpinarea unor eventuale probleme de genul celor pe care le-am văzut duminică.
Acest formular, declarația pe propria răspundere, va putea fi descărcat online de acasă. Este suficient pentru ca problemele de duminică să nu se mai repete? Nu sunt sigur cât de multe ori mai va descărca de acasă. Cred că, degrabă, este o chestiune managerială la fața locului. Și anume, în felul în care sunt persoane care gestionează coada, în felul în care se iau decizii să intre mai mult de 2-3 persoane odată la rând în zona cabinelor. Eu pot spune, de exemplu, că am stat 5 ore ca să votez în fața uneia dintre ambasadele noastre. Și n-am înțeles nici până acum de ce trebuia să intrăm doar câte 10, câte 10 și o parte dintre cei care ieșeau ulterior din ambasadă ieșeau liniștiți ca la picnic în timp ce noi ceilalți stăteam în frig. Deci sunt o serie de chestiuni manageriale care se pot rezolva, zic eu, la fața locului, tocmai dacă oamenii pot semna inclusiv în fața ambasadei, cu siguranță scăpăm de această papetărie importantă, cheie, pentru că previne frauda, dar se poate merge și mai departe. Și eventual suplimentar. Ce să se fi întâmplat acolo? Doar proastă organizare? Nu s-au așteptat pur și simplu să vină atâți români? Cred la că, într-adevăr, nu a existat o așteptare cu privire la o prezență atât de mare. Cu siguranță există o așteptare mare și bănesc că vor fi foarte bine pregătiți în al doilea tur, pentru că, din nou, suntem 25 de ani de la Revoluție și este anormal și suntem de 7-8 ani în Uniunea Europeană. Este anormal ca iarăși să mai auzim tot felul de afirmații cu privire la fraudare de alegeri. Faptul că au votat morți, că au votat nenăscuți, faptul că nu s-a putut vota suficient diaspora. Sunt chestiuni pe care poate noi nu ne dăm seama foarte mult, dar vă pot spune că un observator al presei internaționale ne fac mare rău. Putem scăpa foarte bine și fără niște articole în care literalmente se facă mișto de noi la capitolul organizare, că nu suntem în stare să gestionăm o alegere în străinătate sau la noi în țară. Deci cred că, în primul rând, ca o chestiune de imagine de țară, dincolo de chestiune fundamentală de exercitarea a unui drept democratic, cred că trebuie să fim foarte bine puși la punct și cred că există un semnal guvernamental în acest sens. Nu cred că are nevoie un viitor președinte să înceapă cu stângul mandatul său. Da, mi-ați anticipat întrebarea. Urma să vă întreb cât de tare îl lovește pe candidatul Victor Ponta această situație nefericită. Lovește mai ales că gestionează aceste alegeri în calitate de manager suprem ca și prim-ministru. Dincolo de responsabilitate imediată la nivel de minister de externe sau persoane care la fața locului au gestionat acest lucru. De asta cred că și semnalul pe care vreau să-l trimite, și anume faptul că vor fi ministri, secretari de stat, eventual alte persoane în ambasadele cheie unde nu s-a putut vota, cred că e un semnal puternic, extrem, politic extrem de puternic. Și a punctat premierul ieri, după discuția cu reprezentanții Ministerului de Externe, că șeful Ministerului de Externe și echipa sa va garanta cu funcția desfășurarea perfect, în regulă, a alegerilor din 16 noiembrie. Chiar a declarat premierul că nu va exista niciun cetățean român care să nu își poată exercita dreptul de vot. Este o declarație riscantă? Credeți că se poate realiza acest lucru? Cred că este o declarație care politică, gândită ca atare, tocmai pentru a da asigurări. Rămâne văzut efectiv ce se va întâmpla în 2 săptămâni în acest moment. Cred însă că organizarea va fi aproape impecabilă. Impecabilă 100%, nu sunt sigur că poate garanta cineva. Să sperăm că și nu vor exista fenomene meteo extreme, că de bine rău mai poți compensa într-un spațiu de ambasadă sau pe lângă el diferite lucruri. Dar dacă nu te ajută nici vremea, s-ar putea să nu fie o organizare mai bună înseamnă, de exemplu, și asumarea responsabilității și înseamnă, de exemplu, măsuri cum ar fi prelungirea secțiilor de vot, ca acestea să rămână deschise astfel încât categoric, toată lumea care categoric se află... Însă aceste măsuri ar trebui să fie luate, din câte știu eu, de către Biroul Electoral Central. Adică, din ciclu să dăm cezarului ce al cezarului și administrației ce al administrației, ar trebui la acest capitol să există o flexibilitate mai mare din punct de vedere al becului, pentru că ulterior, am văzut conferința de presă, cred că de ieri, a ministrului Colețan, și una dintre chestiunile care erau ieri menționate era faptul că nu s-a prelungit, deși exista solicitări din partea Biroului Electoral Central. Adică ar trebui, având în vedere precedentul de duminică, să există o mai mare flexibilitate în 2 săptămâni în momentul. Și ar trebui să vedem și un număr suplimentat de secții de votare?
Acum, nu știu ce să vă spun exact, pentru că nu-mi dau seama nici de proiecții de flux, de tot. Cu siguranță acolo unde s-au înregistrat probleme, în alte locuri nu aș putea să vă spun. Am văzut și o comentarii pe Facebook din cele mai diverse, inclusiv una cu privire la insulele Canare, sau ce înseamnă cum că sunt 8.000 de persoane acolo și dacă cineva vrea să voteze, trebuie să meargă la Madrid. Acum, nici noi nu avem ca stat atâtea resurse cât să ne putem permite să fim extrem de prezenți peste tot unde sunt cetățenii noștri. Însă este foarte important că acolo unde sunt mari comunități, categoric, să nu fie lăsate să aștepte. Domnule Magdin, ce mi se pare interesant este că sociologii analizează foarte în amănunt profilul alegătorului de aici, din România. Dar nu am auzit vorbindu-se despre profilul alegătorului român din străinătate, pentru că, cu siguranță, nu are aceeași percepție asupra vieții politice și asupra candidaților, la fel cum o au cei care se află aici în România. Și contează asta foarte mult, nu-i așa? Da, contează, categoric. Acum, părerea mea că sunt cam două mari categorii. Sunt cei care își iau informația, știu cum și-am stat 5 ani în diaspora la rândul meu, sunt cei care își iau informația din legătura cu familia rămasă acasă și întreabă cum mai trăiți, cum e viața pe aici, că de acolo, de la noi, când citim ceva legat de România, apare haos. Asta. Sau sunt cei care efectiv au câteva surse de bază de informare care sunt credibile pentru ei și în funcție de ce spun respectivele surse de informare, cam în sensul respectiv votează. Dar dincolo de asta, dincolo de percepție, așteptările sunt diferite. Așteptările celor de peste granițe, de peste hotare, sunt diferite față de așteptările celor de aici. Da, cred că sunt mult mai interesați, în cel puțin cei cu studii medii superioare, de chestiuni legate de stat de drept, de chestiuni legate de democrație, de chestiuni legate de orientarea noastră de politică externă. Mult mai importante sunt aceste chestiuni pentru cei din nou, pentru care cred că pot vorbi de studii medii și superioare. De ce? Pentru că situația traiului pentru ei deja oarecum s-a rezolvat. Trăiesc relativ decent în străinătate, adică e mai puțin relevant decât probabil raportat la familia rămasă acasă, dacă cumva nu sunt ei cei care o ajută financiar în plus. Dar cred că mai degrabă aceste nevoi cu privire la direcția mare a țării sunt cele care preocupă deci din asta. Deci iată niște puncte pe care ar trebui să se concentreze cei doi candidați ca să atingă și acest, să convingă și acest segment de electorat. Mai ales că mulți dintre ei, să fim sinceri, sunt supărați după ce s-a întâmplat duminică. Așa cei este care și vor vota. Și eu voi vota în 2 săptămâni, nu îmi voi schimba opțiunea de pe urma enervării. Asta e altă discuție. Dar cred că, într-adevăr, avem un drept să nu uităm că acum 25 de ani s-a murit pentru ca noi să avem posibilitatea de a opta. Sigur, există o opțiune și n-am venit la vot, dar părea mea că în momentul de față noi nu avem dreptul să ne plângem cu privire la o direcție a țării sau cu privire la anumite legi, dacă nu votăm. Radu Magdin, consultant politic, mulțumesc pentru prezența la 24 într-o oră. Campania pentru turul al doilea încă nu a început oficial, dar mulțumesc pentru toate explicațiile. Suntem așadar cu ochii pe tot ce se întâmplă important. Continuăm pe final de emisiune, discreție prezidențială de ziua sa de naștere. Președintele Traian Băsescu și-a aniversat ultima zi de naștere în calitate de șef de stat împreună cu familia sa, soția Maria, fiicele sale Ioana și Elena, dar și alături de un oaspete de seamă, nepoata Sofia Anais. Departe de ochii lumii, Traian Băsescu și-a petrecut dimineața la reședința sa oficială din cartierul Primăverii. Aici a serbat împreună cu familiile celor două fiice ale sale. Din această ambianță a fost postată o fotografie pe contul său de Facebook. În prim plan, soția sa, Maria Băsescu, nepoata Sofia Anais și un tort ce amintea de corabia Biruința, petrolierul pe care Traian Băsescu l-a condus în perioada 1984-1987. În tot acest timp, cei care vreau să-l felicite și să-i ofere cadouri au mers la Palatul Cotroceni. O prăjitură! E foarte bună, făcută de mine azi noapte. Și un cadou! Un cadou din Arabia Saudită. Este o față de masă cusută cu fir de argint. Acum 10 ani, primarul Traian Băsescu devenea președinte. Avea 53 de ani, se autoproclama președinte jucător și era înconjurat de membrii Partidului Democrat. Prima aniversare în calitate de șef de stat în 2005 și-a petrecut-o la Vila de Protocol din stațiunea Neptun. Un an mai târziu, în 2006, a preferat Valea Prahovei. În 2012, președintele se afla la Castelul Foișor Sinaia, unde a fost ultima zi de naștere petrecută alături de lideri PDL, printre care Anca Boagiu și Adrian Videanu. De atunci s-a încetățenit și dialogul președintelui cu cei care îl felicită pe Facebook. Vreau să mulțumesc tuturor acelora care anul acesta m-au felicitat cu ocazia zilei mele de naștere. Fie că au făcut-o pe Facebook, fie că au făcut-o pe internet, fie că au făcut-o prin mesaje lăsate la cabinet.
Guvernul cedează presiunilor și majorează salariile din sănătate începând cu 1 ianuarie 2015. Medicii, asistenții, infirmierele, dar și angajații din asistență socială vor primi câte 100 de lei în plus la salariu. Începând de la 1 ianuarie 2015, tot personalul din sistemul public sanitar și cel de asistență socială vor beneficia de majorarea de 100 de lei la cuantumul brut al salariilor de bază. Asta înseamnă, practic, tot personalul din sănătate, indiferent că vorbim aici de subordinea Ministerului Sănătății, rețeaua autorităților locale, dar și rețelele speciale, adică de la MAPN și Ministerul de Interne. Asta vreau să vă spun. Deci, practic, după calculul meu, este vorba de 300.000 de persoane din toate cele trei, din subordinea celor trei ministere. Guvernul a aprobat introducerea 23 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite, însă doar 10 dintre acestea sunt cu adevărat noi. Cele mai multe sunt doar combinații între pastile deja existente pe piață. Tratamentele salvatoare pentru cancer încă mai așteaptă însă aprobarea autorităților. Medicamentele noi de care vor beneficia asistații sunt destinate tratării unor boli precum diabetul, hipertensiunea arterială, hepatita, poliartrita, schizofrenia și sifilita. Aceste 23, împreună cu cele 17 introduse în luna iunie, fac un total de 40 de molecule noi. Este practic pun capăt unei perioade de așteptare destul de lungi, foarte lungi a pacienților. În realitate, doar 10 tratamente sunt cu adevărat noi. Restul sunt combinații, adică un pacient nu va mai lua două pastile pentru boala sa, ci una singură. Dacă ar fi să analizăm un progres făcut la nivelul unui singur an, fără îndoială progresul este remarcabil. Dacă este să analizăm faptul că acest progres are loc după 6 ani de așteptare, 6 ani în care medicina și industria farmaceutică au făcut progrese semnificative, este păcat că acest lucru se întâmplă abia acum. Medicamentele introduse acum pe liste sunt mai ieftine decât cele care se găseau în farmacii, astfel că bugetul nu va fi afectat. Ministerul Sănătății nu a luat o decizie și în privința tratamentelor scumpe, dar care salvează vieți. Nu spunem că nu ne bucurăm de aceste medicamente, dar e o picătură într-un ocean pentru noi pacienții. Încă nu au fost acele molecule care ar fi avut asupra vieții noastre un efect major, ne-ar fi oferit o șansă la viață. Tratamentele extrem de costisitoare, care nu au fost aprobate deocamdată, sunt destinate bolnavilor de cancer și de hepatită. Costul unei cure poate ajunge și la câteva zeci de mii de euro pe an. 24 într-o oră la final, sunt Oana Zamfir. Mulțumesc pentru atenție. În continuare, știrile nopții cu Mariana Pop. Rămâneți aici!